Meteorologii anunță o scădere ușoară a temperaturilor, iar pe cer își pot face apariția ploile slab cantitativ. Vineri în Giurgiu va fi mai cald decât ar trebui, iar în vest, centru și zona de munte vorbim chiar despre o vreme deosebit de caldă. Deși temperatura mai scade față de ziua precedentă, tot cald va fi și vineri. Aproximativ 10 grade Celsius vor indica termometrele în orele amiezii, față de 6 cât ar fi normal pentru ultima decadă din februarie. Dar va fi cer mai mult noros și în plus vântul va sufla mai alert pe timpul zilei. Astfel, în hotarele Comana, Mihăilești, Ghimpați, Izvoarele și Giurgiu se vor înregistra 14 grade, în timp ce la Bolintin se vor înregistra 13. Vântul va sufla cu o putere de 9 km pe oră din direcția est. Presiunea atmosferică va fi de 762 mm coloană de mercur. Cotele apelor Dunării sunt în creștere cu 15-25 de centimetri, iar cota probabilă este de 258 centimetri. Umiditatea aerului va fi de 51%.